partea de jos. Cât se 100? Da, 2 de 1 milionar. 1,2 pe x. 1,2 supra x egal. 72 pe 2. 72 pe? Cine vorbește? Pe 2. Da. Hai, te rog, vorbește tu acum. Putem simplifica 72 pe 2 chiar prin 2 și o să avem 36. Da, 36 pe 1, da? Da. Și atunci o să avem 1,2 pe x egal cu 36 pe 1, de unde o să avem că 36x. Deci, de aici scoatem pe... deci, arată așa, 1,2 supra x, da? X egal cu 36 pe 1. 36 supra 1. Și acum 36x este egal cu 6 pe 5. Deodată, x egal cu... vreau așa să spun. A, x egal cu 6 pe 5... Nu, 6... egal cu 1,2 ori 1, să înțeleagă toată lumea, da? Restul 2 înmulțit împărțit la 36. Da. Deci x egal cu 1,2 ori 1 supra 36. Deci vine 1,2 supra 36. Da. Și? Și x este egal cu... putem să amplificăm cu 10? Da. Putem amplifica cu 10 și numărătorul și numitorul. Și atunci avem 12 pe 360. Și acum împărțim 12 la 360. Da, dar mai putem simplifica. Prin 12. Să ne ducem spre... prin cât? Prin 6 chiar. Și chiar și prin 12. Și chiar prin 12. Exact. Și atunci mergem prin 12 și facem 1 supra... 1 supra 30. 30 vine? Da. 12? Da. 1 supra 30. Și dacă împărțim, o să avem 0,0 perioadă 3. Deci egal cu 0,0 perioadă 3. 0, și am venit 100. Așa mai fi 1 la împărțit la 3. Da. 1 împărțit la 3, 0,03 perioadă, da? Da. Iată-l aranjat sub formă de fracție, care a fost cât formă de fracție 1 pe 30, da? Ireductibilă, sau 0,03 în perioadă. Alte chestii? X pe 2. X supra 2. Este egal cu 3,4 în perioadă pe 5. 3,4 în perioadă supra 5. Am ca trebuie să vorbești. Deodată, x egal cu? X egal cu 3,4 în perioadă. X egal cu 3,4 în perioadă ori? 2. Supra? Supra 5. Supra 5. Și egal mai departe cu? Păi 3,4 ori 2, 6,8 în perioadă. Aici e problema. Sigur, așa că e 3 ori 2 care e 6 și 4 ori 2, 8. Da. Eu aș scrie, ca să mă convinc, eu nu sunt sigur că este așa. Dacă ar fi fost aici 3,7 în perioadă. Ar fi 3,14 în perioadă. 3,14 în perioadă? 7 ori 2, adică. Nu cred că așa. Asta te convinge. Vezi, în momentele acestea, când nu suntem siguri, trebuie să găsim o soluție, o idee. Da. Deci l-aș lua pe 3,4. 3,4 în perioadă și să scrii manca. 3 întregi și 4 pe 9. Cât face? 3 întregi și 4 pe 9. 3 întregi și 4 supra 9. Care înseamnă? 9 ori 3, 27 plus 4, 31 pe 9. 31 pe 9. Și egal... 31, pot să zic egal mai departe cu 31 supra 9 ori 2. 2. Adică 62 pe 9. 62 pe 9 va fi. Supra 5, da? Da. Și egal mai departe cu 62 pe 9. Pe 9 supra 5. Ei, 62 pe 9, tu ai spus că este egal. 62 pe 9, bățit la 9. Este egal cu 3,4, cu 6,8 împărțit la 5. 6,8 în perioadă, așa mi-ai spus. Cu 6,8 în perioadă. Da, cu 6,8 în perioadă împărțit la 5. Da, numai atâta, 62 pe 9. Adică ăsta de aici. Da.
nu am înțeles vreodată. Hai să ne convingem acum. Hai să muncim să vedem dacă este așa. 32 împărțit la 9. Da, este egal cu 6 întregi și... 6 ori 9, 54. A. Da? 54, 8. Deci cât vine? 8. 8. 4 din 8. 12, 8. Nimic, 80. Pune virgula. 8. 8 ori 9. 8 ori 9, 72. 72. 8. 8. 10. 6,8. 6,8. Da, a fost, asta a mers așa. Dar dacă ar fi fost 3,7 în perioadă, ori 2, tu ai spus că faci 6,14 în perioadă. 6,5. Nu, lăsam supra 5. Nu mă frământă numai chestia asta. Că da. Vreau să văd dacă ideea ta... Nu dădea așa, dădea 6,5 în perioadă. 6,5 în perioadă. Păi vezi că nu merge rețeta. Faptul că tu mi-ai spus că înmulțești cu 2, 2, 7, 14 și nu știu ce, nu e adevărat. Două cifre nu merge. Adică când dă 7, 8, 2, 14, dar în rest, dacă n-ar fi, de exemplu, cum ar fi 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 3,1? Nu. 1, 2, 3, 4, depinde cu cine mulțit. Să dea o singură păi cifră. Deci se complică treaba. Da. Deci nu poți stabili o lege. Concluzia este că observația ta nu stă în picioare. Și atunci, mai bine facem mișcarea care am făcut-o noi, l-am transformat în număr fracționar, în fracție ordinară, am înmulțit cu 2, mi-a dat așa ceva și acum continuu, egal mai departe cu... Egal mai departe cu 6,8. 6,8 împărțit la 5. Lăsăm așa, 62 pe 9. 62 pe 9 împărțit la 5. Da, care înseamnă 62 pe 9 ori 1 pe 5. Și o să avem 9 egal cu 62 pe 9, 5, 45. 45. 62 pe 45. Și 62 împărțit la 45 dă 1,3 pe 5. Întrebarea este, se mai simplifică asta? Nu. Este ireductibilă pentru că da. Aici divizorii la numitor sunt 4, sunt care 5 da. Și 9 și 3, da. 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 Ei, dincolo n-am pe 3, n-am pe 5, deci divizorii de jos noi le găsesc sus, spunem că este ireductibilă. Împărțim numerele. Și dacă vrem să lăsăm și sub formă de număr decimal, facem împărțirea efectiv. 1,3 perioada 7. Da, e un număr periodic de care? Mixt. 2,5 în perioadă. Alte greșite, da? 2,5 în perioadă. Pe 0,05 este egal cu 46 pe x. 46 supra x. Cine e pe x? Tot Anca. X egal cu, deodată. 0,05 ori 46. Te scrie, mă, fetiță. Scrie, mă, te-am zis, scrie și vorbești. În timp ce scrii, de pe caițelul tău vorbești. Deci x egal cu... Scrie-ți greșitul. 2,5 în perioadă supra 0,05 egal cu 46 pe x. Și am scos de acolo x egal cu 0,05 supra 2,5. Și egal mai departe cu 2,5 în perioadă, da? Da. 2,5 în perioadă. Și acum, hai să mulțim pe 0,05 cu 46. Te rog să mulțești. Deci 46 înmulțim cu 0,05 egal cu
Hai, picăiță la acolo la tine. 46005 egal cu... Vorbește. Păi... 6, 8, 5, 3, 6, 0 și 3. 5, 4, 20 și 3. Și atât, nu avem ce mulți, da? Și ce facem acum? Numărăm zecimalele. Deci câte zecimale în total sunt? Ăsta de sus nu are, ăsta de jos are 1, 2, 1, 2, 2,30. Astea sunt lucruri care da. Deci autorul vrea să vadă dacă știm să facem operație cu numele zecimale, da? Da. Deci 2,3. Deci ar fi 2,3 asupra 2,5. Ce spui? E fracții subunitară sau supraunitară, Miruna? Asta e supraunitară. Supraunitară, adică e mai mare ăsta de sus față de ăsta de jos, da? Da? Adică 2,3 e mai mare decât 2,5. Da. Așa este, da? 2,3. 23 pe 10. Păi nu lasă așa, 2,3, privește ca număr. 2,3 și 2,5. 5, 5, 5, 5. Care e mai mare? 10. Deci ai o problemă. Așa. 2,5. Deci e... 2,5. Deci trebuie să știi să compari două numere. Au aceeași parte întreagă, de acum ne duce după decimală. Și când se face deosebirea, imediat prima decimală se spune cine e mai mare. La zecim 3 și de coace 5. Gata, e mai mare ăsta de jos. Da? Deci 22,3 față de 2,5 în perioadă, clar, e mai mare. E o fracție subunitară, spunem, da? Mai mic decât unul. Și e cam mai departe cum? Cum s-a scrie asta? Să mulțim cu 10 și numărătorul și numitorul. 23. Da, 23. Supra. 23. Supra cât, Miruna? 23 supra 25 per, virgulă perioadă 5. Deci 25 în perioadă 5. Virgulă 5, da? În perioadă de acum. Da. Miruna, tu, Anca, era 2,5551 un cârd de 5. Da. Și când am mulțit cu 10, s-au dus la dreapta, dar tot rămas cârdul de 5. Și de ce spunem 25? Peste un 5 l-am prins, nu? Mulțim cu 10. Și virgulă 5 în perioadă. Ei, și acum, fie că lăsăm așa, lucru care nu ne încântă, fie că îl scriem în continuare ca fracție și umblăm aici, îl transformăm din număr periodic simplu în fracție ordinară. Am arătat că sunt 23, supra jos, spune tu, Anca, va fi... 23 supra... Păi partea întreagă o scriem 25, Miruna, 25 din 3 și... 25,5 în perioadă, cum îl scrii? A, ca 25, 35 pe 9. Și 5 supra 9. Și 5 supra 9. Scriem tot grupul de cifre la perioadă, supra atâția de al din nou câte cifre sunt aici, da? Și egal mai departe, introducem întregi în fracții și face 23. 230. 23 supra... 9 ori 25 plus 5, adică 230. Supra 9, da? Da. Și cum împărțim? Mulțim prima cu a doua, inversat. Da. Și face 23 supra 23 pe 1, da. Înmulțit cu a doua inversată, cu 9 supra 230. Și da mai departe cum? Ce putem face? Simplificăm. 20
23 cu 230 care dă 10, la deci, 230. Sigur că da. Facem un 10 și egal cu... Și o să avem... 9 pe 10. Da. 9 pe 10. Și egal cu 0 pe 0, 9. Deci 9 pe 10 este x-ul. În urma calculului care am făcut este ireductibil acum, că 9 pe 10 nu mai poate. Și ca să facem și decimale, 0 cu 9. Deci x avem o dată sub formă de fracție 9 pe 10, sau îi dăm mai departe cu? 0,9. Da? Cam împărțit. Ne închipuim că aici e 9,0 și am dus virgula la stânga prin împărțirea 10-100.000 de una, două sau trei cifre, peste una, două sau trei cifre. Altă ieșiciu? 3,3 perioadă 6. 3,3. 3 perioadă 6. Da. Pe 0,06. Este egal cu 45 pe x. Egal cu 45, totul supra x. Facem 4. Anca, te rog să spui x-ul de aici, cu cine este egal? 0,06 ori 45. Este scris și tu acum, da? Da, supra... 3,36. 6 în perioadă. Și... Ia să vedem. Păi mai întâi facem 0,06 ori 45. Adică calculăm. Sigur că da. De o parte o să mulțim. E 2,7. 45 ori 0,06. 6 ori 5, 30. 0,6. 6 ori 4, 24 și cu 3, 27. Da. 0 ori 5, 0. Nu mai are rost mai mulțim. Da. Câte vreme nu mai avem nicio cifră. E 2,7. Ne uităm câte zecimale avem în total. 2,7. Da. Deci face 2,7 supra. 2,7 este ca... 2,7 supra 3,3 în perioada 6. Miruna, te rog să numeri una. Anca, transformă-l, ca să nu mai pierdem timp, în fracții ordinare. Pe 3,3, 6 în perioadă. 3 treci. Da. Și 36 minus 3. 3, totul supra. 9, o 9. 90. Și încă un 0 pentru 3, deci 90. Și e dat mai departe, continuă vorbește tu, egal cu 2,7. Supra 3 în 3 și... 33 pe 90. Împărțim pentru 3 fracția asta. Da, și o să avem 11 pe 30. Deci vine 2,7 supra 3 în 3 și 11 pe 30. 11 pe 30. Și unde o să avem 30 ori 3 plus 11, adică 90 plus 11, adică 101. Deci introducem 30 în fracții și face 2,7 supra 101 pe 30. 101 supra 30. Ce înseamnă egal mai departe? Înseamnă 101 împărțit la 30, facem. Păi ne întoarcem înapoi. Nu se împarte. Păi facem, amplificăm cu 10. Amplificăm cu 30. Păi nu mai facem, stai să răsturnăm acolo. O secundă. Dacă lipi 2,7 pe el, îl mai poți scrie ca 27 pe 10. Poți să faci mișcarea asta. Da. Deci mulți la dreapta peste, îți înțeleg, supra 1 și atunci am mulțit la dreapta peste o cifră, da? De 27 pe 10. Deci pot să scriu 27 supra 10, supra 101, supra 30. Da. Și egal mai departe prima cu a doua inversată, adică da. 27 pe 10. 27 pe 10 ori 30. 30 pe 100. Supra 101. Și prin 10 se simplifică. Și atunci face 3 ori 7, 21.
3 ori 2, 6, 81. 81 supra 101. Mai este simplificabil, oare? Da, nu. Nu mai este de simplificat, pentru că aici am numai puterea lui 3, da? E 9 ori 9, 9 la 2, 3 la 4, iar aici nu se simplifică prin 3. În concluzie, este ireductibilă, da? Fracția asta, 81 pe 101. Deci nu se mai poate simplifica. La 7 se împarte? Nu se împarte. Ăsta, numai nu-i interesează. Da. Teama de 7 de data trecută. Și acum face 81 împărțit la 101. Și acum putem face pe 81 împărțit la 101 să vedem care este răspunsul ca număr decimal privit, da? Deci 81, să zicem, împărțit la... Anca, te rog pe tine, hai să facem 81. Împărțit la 101. Merge de câte ori? 0 ori. 810. De 8. 8 ori merge. 8 ori. 808. Așa este? Da. Rămân un 2. 20 merge de 0 ori. 200. 200 odată. 101. Hai, ajută-mă. 99. Deci 91 din 99. Mai adăugăm 0, 990. De 9 ori. De 9 ori categoric. 909. 909. Minus o să fie 81. 81. Mai adăugăm 0. Și am intrat în echipajul de sus. Deci asta e chiar perioada dacă mă începe, nu? De 8 ori. Așadar, punem 0,8019 în perioadă. Da. Deci, x-ul acesta poate fi văzut în două forme scris. X egal odată ca fracție reductibilă 81 supra 101 sau egal mai departe cu număr decimal 0,8019 în perioadă. 80,19 în perioadă. Da. Am terminat exercițiul ăsta. Cum? Am terminat exercițiul ăsta. Mai avem următorul. Te rog. Stabiliți dacă numerele următoare pot fi termeni unei proporții. Deci să vedem dacă numerele următoare, să le vedem care sunt acestea. Care sunt? 4, 6, 10 și 15. 4, 6, 10 și 15. Încă o dată spune? Stabiliți dacă numerele următoare pot fi termenii unei proporții. Așa. Dacă putem forma cu numerele acestea o proporție. Păi, cum ar fi... Cum ar fi? 4 pe 3 4 pe 6 6 este aici, nu? Noi am putut spune 4 pe 6. Păi da, dacă numerele acestea pot fi. Astea 4. Adică 4 pe 6 egal cu 10 pe 15. Să vedem. Deci ar fi o primă încercare. Dacă 4 pe 6 egal cu un semn de întrebare 10 pe 15 cu 10 pe 4 cu 6 se simplifică prin 2 și avem 2 pe 3. Da. 10 cu 15 prin 5 avem 2 pe 3. 2 pe 3. Și este adevărat, nu? Da. Deci este, deodată am nimerit-o, că 4 pe 6 egal cu 10 pe 15. Bun. Într-adevăr, am avut simplu întrebare, putem să-l ștergem acum, da. Că este adevărat. Am dus-o pe asta în echivalență, cealaltă în echivalență și atunci autorul, practic, când a plecat și a făcut exercițiul ăsta, a luat 2 pe 3 ca fracție și a mulțit cu 2 și cu 3 și a găsit numai peste 4, 6, 10 și 15, da? Da. Valoarea fiind 2 pe 3. Și acum B... Altă echipaj, probabil. 3
6, 7 și 15. Și 15. 3 pe 6, dacă este... 3 pe 6, dacă este egal. Dacă este egal cu 7 pe 15. 7 pe 15. 3 pe 6 se simplifică prin 3 și avem 1 pe 3. 1 pe 2. Și egal, dacă egal cu... Și dacă este egal cu 7 pe 15. Nu se mai simplifică. Da. Și o să avem 14 este egal cu 14, nu este egal cu 5. Acum, pe loc, înainte de a mai face noi, și... ca și mar 3 ori 15, ca 6 ori 7? Da, nu. Nu e întrebat. Deci, această formă, această tentativa noastră e short. Da. Asta nu. Alta să încercăm, altă combinație. 3 pe 7. 3 pe 7. Este egal cu întrebării. 15 pe 6. 15 pe 6. Dacă te gândi la 3 pe 7 care e subunitar, trebuie să fie aici tot subunitar. Măcar acest control ăla avem. Vezi 3 pe 7, nu 15 pe 6. 6 pe 15 cel mult. Da. Că, vezi tu, aici 15 pe 6. Dar 15 pe 6, 6 este supraunitar. Și cum asta e subunitar, egal cu supraunitar, nu se poate. Deci da, cel mult ne gândim la... Cât ai zis? 3 pe 7 egal cu 6 pe 15. 15. Nu. Da. Nici asta nu merge. Nu, nu merge. Ia uite. Atunci 3 pe 15. 3 pe 15, o altă variantă. 3 pe 15 egal cu 6 pe 7. Să fie egal cu 6 pe 7, 7. Subunitar. Nici asta. Nici asta, nu. Pentru că 3 ori 7, 21. 15 ori 6, nu. Iar ceva. Nu e. Deci. 4 pe 15. 3 de 4. Nu, m-am gândit la ceva. 7 pe 15. 7 pe 15. 7 pe 6. 7 pe 6. 7 pe 6. Și 15 pe 3. Păi 7 pe 6, ca și mai fost 6 pe 7. 7 pe 6, care este supraunitar. Să vezi că nu merge. Nu, deci 7 pe 6, merg după mâna asta, 7 pe 6, care e supraunitar, te gândi la 15 pe 3, corect. 15 pe 3. Dar nu merge. Nici asta nu merge, nu? Deci nu poate fi asta, B1 nu poate fi. Deci, acest echipaj, cu aceste patru numere, nu putem forma o proporție. Pentru că nu există două numere, de aici înmulțite, să fie egal cu celelalte două înmulțite. Asta e motivul. Uitați, 3 ori 6, 7 ori 15. 3 ori 7 și 6 ori 15. Deci, oricare pe primul cuplate cu oricare din cele 3, celelalte două care rămân, nu obținem același număr, da? Deci, cu alte cuvinte, A, B, C, D, cu aceste patru nu le faci proporții, dacă și numai dacă, se întâmplă ca A ori B, sau A ori C, sau A ori D, să fie egal pe rând. Când zic A ori B, înseamnă C ori D rămâne, să fie A ori B egal cu C ori D, A ori C să fie B ori D, sau A ori D să fie B ori C. Și cum nu se întâmplă așa, atunci nu poate să fie, nu poți organiza o proporție. Deci cu acestea nu. Răspunsul nu putem organiza. Altceva. 0,3, 1 ce, pe 5. Ce? Punctul ce, da? Da. 0,3, da. 1 pe 5. 1 pe 5. 0,4 și 1 pe 2. 0,4 și? 1 pe 2. 1 pe 2. Cum ar fi 3 pe 10, 1 pe 5, 4 pe 10 și 1 pe 2. Deci, echivalent acesta însemna 3 pe 10, da. Și 1 pe 5. Da. Sau 4 pe 10 sau 2 pe 5. Da. Am și simplificat și 1 pe 2. Da. Și avem... Cum testez dacă cu acestea... 3 pe 10 împărțit la 1 pe 5. Da, 3 pe 10 pe 1 pe 5. Ce am spus mai devreme? Ăsta ori ăsta să fie egal cu celălalt. 3 pe 10 ori 1 pe 5. 3 pe 10. 4 pe 10 ori 1 pe 2. 3 pe 10 ori 1 pe 5. Dacă este egal, semn de întrebare cu 2 pe 5. Ori 1 pe 2, da? Da. Nu. Nu este. Cred că nu e adevărat. Nu este.
3 pe 15 să facă 1 pe 5. Nu. Dar... Acum, iei pe 3 pe 10 cu 2 pe 5. Cu 2 pe 5. 3 pe 10 cu 2 pe 5. Să fie egal cu celelalte două care au rămas. 1 pe 5. De unde 2 pe 5? Uite de acolo. Păi, 4 pe 10, 3, s-a simplificat. Și le dăm 4 pe 10? Păi și dacă îl simplifici, e 2 pe 5. Îl simplifici cu 2. Deci am simplificat pe 2, da? Da. Întreabă, sigur, că e corect să înțeleg, da? Deci am luat 3 pe 5 ori 1 pe 5, cu celălalt, să fie egal cu celălalt de două mulțite și n-a fost. 3 pe 10 ori 2 pe 5, este egal cu 1 pe 5, 5 ori 1 pe 2. Ori 1 pe 2. Deci nu e adevărat. Păi ar fi 6 pe 50. Hai mai simplificăm aici pentru 2, ca și mai aș zice 3 supra 25, dacă este egal cu 1 pe 10, nu? Da. Fals. Nu. Acum am să iau pe cine? 3 pe 10 cu cine am mulțit? 3 pe 10 cu 1 pe 2. Așa. Deci altă 3 pe 10 ori 1 pe 2, dacă este egal cu 1 pe 5 ori 2 pe 5. 1 pe 5 ori 2 pe 5. Să avem că 3 pe 20, dacă este egal cu 2 pe 25. 3 pe 20. Nici o spune. Dacă e egal cu 2 pe 25. Nu, nu e. Nu. Deci, am gata. Și cu Miruna. L-am luat pe primul cu al doilea, primul cu al treilea, primul cu al patrulea. Și ce a rămas totdeauna ne-am mulțit și niciodată am dat la egalitate. Acum luăm pe al doilea cu tot ce urmează după el. Al doilea cu al treilea, al doilea cu al patrulea. Da. Și în sfârșit luăm pe al treilea cu al patrulea. Ca să luăm toate combinațiile posibile. Să nu ne rămână vreuna. Până acum câte am epuizat în testarea noastră? Vreo 3, parcă am luat 3, da. Am luat 3. Ele sunt în total 6. 2,5 ori 1 pe 2. Deci luăm pe cine acum? 1,5? Nu. Nu, că am luat-o. N-am luat-o. Ba da, la prima. Mă, n-am luat 1 pe 5 ori 2 pe 5. Am luat 1 pe 2 ori 2 pe 5. Anca, l-am luat pe 3 pe 10 cu 1 pe 5. 3 pe 10 cu 2 pe 5. 3 pe 10 cu 1 pe 2, da? Și acum, luăm 1 pe 2 ori 2 pe 5. O luăm ordonat. Ca să înțelegi bine. Că altfel ne scapă una din variante. Deci, să înțeleg. Repet. Pe 3 pe 10 l-am cuplat pe rând cu fiecare de după el. Și sigur că au rămas două acelea care prin excludere, dacă două le-am luat, rămân celelalte două. Și am format câte echipaje de astea? 3 pe 10 cu ăsta, cu ăsta, cu altul. 3. Le-am testat. Urmează acum să le iau de după 3 pe 10, 1 pe 5. Cu toate de după el. 1 pe 5 cu cine? Cu 2 pe 5. Da. Cu 1 pe 2. Da? Da. Și vom avea 1 pe 5 de văzut. E a patra situație, da? 1 pe 5 ori 2 pe 5. Dacă este egal cu celelalte două rămase, 3 pe 10 ori 1 pe 2. Și avem 2 pe 10. Dacă 2 pe 10, care 2, se explică 2 pe 25 ar veni, nu? A, 2 pe 25. Deci 2 pe 25, dacă este egal cu 3 pe 20. 3 pe 20. Nu e adevărat. Nu? Fals. Da. Acum, trebuie să luăm tot 1 pe 5, dar cu cine? 1 pe 2. 1 pe 2. 1 pe 5 ori 1 pe 2. Dacă este egal cu celelalte două. 3 pe 5. 3 pe 10. 10. Ori 2 pe 5. Dar 3 pe 10... 10 cu 2 se simplifică. 3 pe 10 ori 2 pe 5 am mai luat o dată. 3 pe 10 este undeva. 3 pe 10 ori 2 pe 5. Nu. 3 pe 10 ori 2 pe 5. Uite. 3 pe 10 ori 2 pe 5 am luat-o. Deci nu mai luat. Iar 1 pe 5 ori 2 pe 5 da. Este da, undeva da, iar luat-o. 1 pe 5 ori 2 pe 5. Este aici luată, da? Da.
Deci se suprapun ăsta. Așa încât, continuând să revedem pe celelalte, se pare că deja le-am făcut. Numai trei rămân. Trei. Da? Că celelalte trei care le avem în minte de luat sunt deja suprapuse pe astea. Că în momentul în care am zis 3 pe 10 ori 1 pe 5, au rămas 2 pe 5 ori 1 pe 2, care a fost testat de pe 5 în varianta asta. Și de aceea celelalte trei sunt... Deci, hai să facem ordine în mintea noastră. Când sunt 4 numere, trebuie să facem 3 teste. Pe primul cu al doilea, primul cu al treilea, primul cu al patrulea, că iar celălalt care nu, sigur, pentru ele, raportul acela, sau produsul acela care rămâne în dată. Numai 3. Spuneam 6, dar am sesizat că de aici încolo sunt deja făcute. Da? Sunt deja făcute. Da. 0,1 perioadă. Deci, răspunsul care ar fi? Un număr de acesta, nu putem forma nicio proporție. Da? Nu se poate. Nu poate. Nu se poate forma nicio proporție. Mergem mai departe la punctul... D. Ce? D. Da? 0,1 perioadă. 0,1 perioadă. 5. 5. 9. 9. Și 0,2. 0,2. Adică 1 pe 9, 5 pe 1, 9 pe 1, 2 pe 10, cum ar fi? Da, Andreea, să vină cineva să dea. Adică 1 pe 9 ori 5 pe 1 este egal cu 9 pe 1 ori 2 pe 10. Este egal cu semnul întrebării. Și 5 pe 9 este egal tot cu semnul întrebării cu 18 pe 10. Și o să avem că... Și o să avem că 50, nu este egal. Așa. Nu este egal. Am luat 1 pe 9 și 5 pe 1 cu 9 pe 1 și 2 pe 10 și nu este egal. Deci prima testare pică, da? Da. Dacă ai înțeles ce se face, cum ai înțeles. Hai să vedem așa încă o dată. Deci luăm pe primul cu al doilea. Ăsta ori ăsta să fie celălalt două mulțite. Și zice cum e adevărat. Acum zice 0,1 perioadă ori 9 cu celălalt două mulțite. Și ultimul test care îl facem, 0,1 perioadă cu 0,2. Nici 5 ori 9 este egal cu 1 pe 5 ori 2 pe 10 nu merge. Pe asta ați puțin să simplificăm. Așa. Da, și nici 5 ori 9 și 2 pe 10 cu 1 pe 9 nu merge. Și mai avem încă una. 0,2 ori 9. Deci ce trebuie să testăm noi? Dacă 0,1 perioadă ori 5 este egal cu 9 ori 0,2. Asta e prima întrebare. Al doua, dacă 0,1 perioadă ori 9 este egal cu 5 ori 0,2. Și a treia întrebare, dacă 0,1 perioadă ori 0,2 este egal cu 5 ori 9. Acestea sunt trei întrebări. Trei întrebări în legătură cu care încercăm să vedem dacă e posibil să avem aceste egalități. Să facem un raport. Deci, încă o dată. Ne interesează dacă 0,1 perioadă ori 5 egal cu 9 ori 0,2. Dacă 0,1 perioadă ori 9 egal cu 5 ori 0,2. Și dacă 0,1 perioadă ori 0,2 egal cu celelalte două mulțimi. A doua n-am făcut-o. Restul mi-a dat că nu sunt. Și a doua a mers? Nu, a doua nu știu. A orice merge. A? Ori? Primul ori al treilea. Primul ori al treilea, adică 0,1 ori 9, da? Da. Da. 0,1. Deci nu merg. Ia să vedem. Cum ar trebui să scrim aici? Deci 0,1 în perioadă. 0,1 în perioadă. S-ar scrie 1 pe 9. 1 pe 9, da.
ori 9, dacă este egal cu 5 ori... Cu 5 ori... 12, nu? 2 pe 10. Parcă dă, nu? 5 cu 10 se simplifică. Adică 1 pe 5, 2 pe 10. Da. Și 5 cu 5, 9 cu 9 da. Și 1 egal cu 1. Într-adevăr, cu acestea, în situația asta, în situația asta putem forma proporția. Și haideți să o scriem. Care ar fi proporția? Deci am așa 0,1 ori 9. Puneți egal. Uitați așa. 0,1. Să-i fixăm drept meș. Deci 0,1 și 9 aici. Da? 0,1 și 9. Iar celălalt 2 extrem. Adică 5 și 0,2. Dacă punem aici 5 și 0,2 apare subunitar, da? Subunitar și una și alta. Rămâne acum clar să vedem dacă distribuția asta e corectă. Că puteam foarte bine să punem pe 5 sus și 0,2 jos. Corect. Da? Da. Ca aici am stabilit, dar aici nu mai e clar cum stabilesc. Știu sigur că la 1 îl duc la numărător și apoi la numitor. Și atunci, e limpede că aici e 1 pe 9. Da. Da? 1 pe 9 totul supra 5. Și supra 5. Nu cred că e bun. Să vedem. 1,9 supra 1 pe 9, am spus, nu? Deci 1 pe 9 supra 5, dacă este egal 2 pe 10, adică cu 1 pe 5. 1 pe 5, totul supra 9. Cred că e 9. 1 pe 9 ori 1 pe 5. Da, 1 pe 9 ori 9, 5 ori 1 pe 5, tot 1 face. Deci nu are importanță. Important este să punem pe unul așa și unul așa, ca să mergi, și celălalt doi extrem. Da. Dar importanță e egalitatea merge. Da. Da? Deci asta ar trebui. Dar, atenție, trebuie să așezăm așa. Pe doi din ei și pe cei doi? Da. Doi din ei extreme. Important ca doi din ei să fie văzut ca extreme și doi din ei să fie văzut ca mergi. Da? Mergi și extrem. Mergi și extrem. Așa. Cât e ceasul? 8 fără 20, da? 4:20. Mai rămâne să completăm un pic, așa. Voi vă pregătiți materialul ca să stăm... Mai facem? Da, 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 da. Aflați din proporțiile următoare, scriind rezultatul sub formă de fracție ordinară. Să aflăm pe X din? Rezultatele următoare. Scriind rezultatul sub formă de fracție ordinară. Citești încă o dată. Aflați X din proporțiile următoare. Stop, stop. Din proporțiile următoare. Să dai o proporție. 4 pe 5 egal cu 3X plus 2. 4 pe 5 egal cu 3X plus 2 pe 12,5. 3X plus 2 pe 12,5. Pe 12,5. Cine vorbește? O secundă, secundă, că n-am înțeles nimic. Scriind rezultatul sub formă de fracție ordinară. De la început, deci aflați. Aflați X din proporțiile următoare, scriind rezultatul sub formă de fracție ordinară. Perfect, acum am înțeles. Deci, din proporția asta, să-l aflăm pe X și nu lăsăm oricum, ci sub fracții, sub formă de fracție ordinară, nu sub formă de număr decimal. Da? Anca. Spune, fiind proporție, știm că... Ce se întâmplă? Produsul mezilor egal produsul extremelor, da? Așa. Adică? 4 ori 12,5 este egal cu? 5 pe lângă. Pe lângă. 3x plus 2. 5 pe lângă 3x plus 2. Echivalentul. Și acum lucrăm. 4 ori 12,5 face cât? 4 ori 5, 20. 4 ori 2, 8 cu 2, 10. 4 ori 1, 4. 5. 5.
Deci 50, da? 50, că am, avem o singură zecimală, am pus-o aici, 50. Egal cu, lucrăm, spune-te, rog. 50 egal cu 15x. Mulțim acolo, da? 15x plus 5 ori 2, 10. De unde 15x egal cu 40? Scădem un 10 peste tot. Da. 15x egal cu 40. De unde x va fi 40 împărțit la 15? X egal cu 40 împărțit la 15. Simplificăm prin cât? Prin 5. Prin 5. Și va fi egal cu 8. Pe 3. Și lăsăm așa, să vorbim difracție ordinară. Aflăm asprați pe x din proporția aceea, lăsând sub formă de fracție ordinară. Te rog, altă dată. 3x minus 1 pe 4. 3x minus 1 supra 4. Este egal cu 0,5 pe 3. 0,5 supra 3. Cine vorbește? Anca. 3x minus 3 ori. Sau, 3. Da? 3. Hai să scrie pe 3. 3 ori. 3x minus 1 în paranteză egal cu 4 ori. 0,5. Echivalent cu? Hai, 9x, desfacem paranteza. 9x minus 3 este egal cu? Egal cu 2. 2. Adunăm un 3 în ambii membri și rezultă că 9x egal cu? Nu, adunăm. Adunăm un 3. Da? Ca să 3 minus 3 îți facă 0. Și deci 2 cu 3 face 5. Da? X egal cu 5 supra 9. Și l-am aflat pe X. Da. Altă exercițiu, te rog. 5 pe 4. 5 supra 4. Egal cu 1 pe 2X plus 0,5. 1 supra 2X plus 0,5. Și o să avem că 5 ori, deschidem paranteza rotundă, 2x plus 0,5. 5 pe lângă 2x plus 0,5. Deschidem paranteza rotundă, este egal cu 4. 4 ori 1, 4. Deci o să avem că 10x plus 2,5 da. Este egal cu 4. Așa. Și 10x este egal cu 4 minus 2,5. De unde 10? 4 minus 2,5. Da, de unde 10x va fi egal cu 1,5. 1,5. Și x va fi egal cu 10 împărțit la 1,2. Nu cu 10, cu 1,5 împărțit la 10. Da. Păi nu, nu. Asta da. Am scris, dar am spus altceva. Asta am scris, dar am spus altceva. Așa. X egal cu? X egal cu 1,25 împărțit la 10. 1,5 supra da. 10. Și atunci egal x egal 0,15, care se scrie 15 supra 100, zicem 15 supra, ca să vedem sub formă de fracții. Da. 15 supra 100. Care se simplifică prin 5. Da. Și face 3 pe 20. Se prin 5 am împărțit, da? 3 pe 20, fracție ordinară. Așa ne-a spus autorul, sub formă de fracție ordinară. Mai ai vreo regășiți aici? Da. Hai să vedem. G. 2 plus X. 2 plus X supra X minus 1. Supra X minus 1. Este egal cu 7 pe 6. 7 pe 6. Cum aici n-am putea să spunem că 2 pe X plus cu minus fac plus 2 pe X plus 2 pe X separat plus de când X. Știi tu chestia asta că n-am învățat? Am avut-o. O mare greșeală. Ce știu atât, ați faci plusul mediu, plusul extremul. Atât. Deci echivalent cu... Să nu mai spunea nimeni că treaba aceea, că e un mare trăsnaie. Bine. Da? Și nici tu să nu, să nu mai ții minte așa o trăsnaie. Că nu se poate așa ceva. Ca să distribui ăsta cu ăsta, dar nici nu ăsta doi cu unul. Care a fost alegerea? Păi, nu mai facem așa. Deci 6 ori. Cât? 2 plus x. Da, egal, egal cu x minus 1 egal 7. Cu 7, hai să zic 7, 6 ori. 6 ori x minus 1.
asta e altceva. De unde să avem 12 plus 6x egal cu 7x minus 7. Echivalent. Scădem, nu. Scădem un 12. Plus 7, adunăm un 7. Adunăm un 7, poftim. Și să avem 19 plus 6x egal cu... 19 plus 6x egal cu 7. Cu 7x și atunci x egal cu 19. Scădem un 6x. Da. Și vine că... x egal cu 19. 7x minus 6x, x egal cu 19. Și termină, cât îi ieși? 2x plus 5 pe 24. 2x plus 5 totul supra 24. 24 este egal cu x plus 1 pe 8. X plus 1 totul pe 8. De unde să avem că x plus 1 pe lângă 24, adică 8. Deci 24 pe lângă x plus 1. Este egal cu 8 pe lângă 2x plus 5. Pe lângă 2x plus 5. Adică 24x plus 24 24x plus 24 este egal cu 19x plus 40. 8 ori 2, 16x 16x plus 40. Așa. Putem să scădem 24. 24 și să avem 24x este egal cu 16x plus 16 plus 16 și o să te un 16x. Da. Și o să avem 8x. 8x egal cu 16. De unde rezultă că x egal cu 2. X egal cu 16 pe 8 egal cu 2. 3x minus 1. 3x minus 1 supra 7. Da. Este egal cu 5x plus 4 pe 12,8. 12,8. De unde rezultă că 12,8 pe lângă 3x minus 1. O secundă, 12,8 pe lângă 3x minus 1. Da, putem zice, da, 12,8 pe lângă 3x minus 1. Egal cu 7 pe lângă 5x plus 4. Foarte. De unde rezultă 12,8 ori 3x minus 12,8. Deci putem scrie 12,8 ori 3x minus 12,8 egal cu 7 ori 5, 35x plus 28. 28. Că adunăm 12,8 în ambii termeni. Ca să scăpăm de asta, da. De aici, da? Devine 12. O să avem 12,8. Hai să-l și mulțim cu 3. 3 ori 8. 24, 4 și 2, 3 ori 2, 6, da? Și cu 2, 8. 38,4x. 38,4x egal cu... 38,4x 35x plus 28 plus 12, 40,8. Și o să avem... Scădem acum 35x. Și ne dă 3,4. 3,4x este egal cu 40,8. 40,8. De unde x este egal cu 40,8 împărțit la 3,4. 40,8 împărțit la 3,4. Supra 3,4. Care se scrie egal mai departe, mulțim cu 10. În ambii termeni. Da? Facem 408 supra 34. Și ne oprim aici, se face simplificarea, fracția de mine e reductibilă. Și dacă mai aveți, continuați și voi acasă. Da? Ce mai aveți, că acum ați văzut cum trebuie făcut. Da? La revedere, dragilor!